O măsură care va fi adoptată printr-o ordonanță a Guvernului este o măsură de sprijin a persoanelor fizice care au credite la bănci. În sfârșit, în sfârșit, bună seara doamnelor și domnilor, aplauze pentru premierul nostru Victor Ponta, care a găsit în sfârșit modalitatea, de fapt n-a găsit modalitatea, dar asta o să aflați pe parcursul emisiunii, dar i-a venit ideea genială de altfel de a relansa consumul în România prin plata ratelor la bănci ale cetățenilor. Ia să vedeți mai exact declarația. E vorba despre un credit fiscal care după această perioadă de 2 ani va fi și este acordat de către statul român pentru a acoperi creșterea dobânzii pentru cei 2 ani de scădere a ratei și în baza calculelor făcute de Ministerul de Finanțe și Banca Națională. Asta presupune ca numai în anul 2014 o sumă de aproape 4 miliarde de lei noi, deci undeva sub 1 miliard de euro, să fie disponibilizată practic din partea băncilor pentru persoanele fizice care, sigur, mai departe vor folosi acești bani pentru alte necesități și pentru o creștere moderată, dar importantă, a consumului. Genială idee! Aproape că v-am prezentat-o acum o săptămână, când era doar un proiect. Să știți că proiectul este tot și în momentul de față, iar din acest moment începem ușor, ușor să-l înțelegem. Deci, nu știu cât ați înțeles dumneavoastră din declarația primului ministru, nu știu cât a înțeles primul ministru din declarația primului ministru sau deputatul din declarația primului ministru. Am verificat, să știți, înainte de emisiune, nici deputatul Ponta, nici primul ministru Ponta nu au credite, niciunul dintre ei. Deci s-ar putea să nu știe exact cum ne ducem noi în fiecare lună la bancă, cum ne enervăm când vedem scadențarul ăla și vedem, domnule, cât e dobânda, cât e principalul, s-ar putea să nu știe nici ce înseamnă exact restructurarea unui credit, așa că vă rog să mă iertați dacă în această seară o să încerc o explicație pe înțelesul tuturor, inclusiv a domnului prim-ministru. Ce înseamnă restructurarea unui credit? Deci primul ministru vă trimite la bancă să vă înțelegeți cu banca, să faceți o restructurare. Există mai multe tipuri de restructurare a creditelor, dacă am înțeles eu bine din declarația oficialilor din această după-amiază și în această seară, că să mai duci pe la Antena 3 primul ministru, cred că este vorba de acest tip de restructurare. Adică te duci la bancă și te înțelegi cu ea ca o perioadă de 2 ani, zic ei acolo, sau mai puțin dacă tu vrei altfel, în care banca și debitorul se înțeleg ca debitorul să plătească doar dobânda creditului, dobânda la sold care se calculează, sau o parte sau și o parte din principal. Înțelegeți chestia asta? Înțelegeți ceva? Nu știu dacă înțelegeți ceva, domnule prim-ministru, dați-mi următorul carton ca să explicăm. Deci, la un credit nu contează decât să spunem că ai o rată lunară de 800 de lei, din care zicem și noi așa, principalul e de 300 de lei, adică plătești în fiecare lună 300 de lei care se scad din câți bani ai împrumutat și o dobândă de 500 de lei care se calculează săraca de ea la sold. Bun. În momentul în care te înțelegi cu banca să restructurezi creditul, banca îți poate spune, doamne, nu mai plăti 300 de lei pe lună, că nu poți, e vai de steaua ta, nu poți să plătești 300 de lei pe lună, plătește 150 sau nu plăti deloc, dar plătește-i pe ăștia 500. Și în felul ăsta s-a gândit cineva, Liviu Voinea s-a gândit, v-am spus de săptămâna trecută și de aceea o să intrăm imediat în detalii și cu domnul Voinea, s-a gândit că dacă, de exemplu, te înțelegi cu banca pe o perioadă de 2 ani de zile să plătești doar dobânda sau și o parte din principal, îți mai rămân oricum ceva bani pe care să poți după aia să te duci să-i spargi în magazin sau la mall. O idee pe care o apreciez de relansarea consumului. O idee socialistă, pentru că așa cum o să vedeți imediat, condițiile sunt oarecum de neegalitate de șanse, ca să zic așa, în sensul că cei care au avut altă șansă pe munca lor și câștigă mai mult de 1600 de lei, nu beneficiază de această măsură. Dar reținem ideea ca fiind una briliantă, chiar aș zice, de relansare a consumului. Problemele de aici încolo abia încep, pentru că odată ce te-ai înțeles cu banca, zice statul, după ce te-ai înțeles cu banca și au trecut ai 2 ani în care n-ai plătit decât dobânda, vine statul și îți acordă un credit fiscal. Adică îți scade din impozitul pe care tu l-ai de dat statului, ceea ce trebuie să plătești după aia ca rezultat al unei creșteri de dobânzi, pentru că așa se face la tipul acesta de restructurare. Mă rog, aici, în funcție de bancă, fiecare cu banca lui, îți crește dobânda pentru că 2 ani n-ai plătit principalul. Bun, hai să vedem exact cum va funcționa chestia asta pe un exemplu luat chiar de ministrul bugetului Liviu Voinea. Practic, cineva care, să spunem, are salariu în prezent, să spunem, 1200 de lei. Da? Deci 12 milioane de lei vechi. Și să zicem că avea o rată
de 800 de lei. Foarte mult raportat la salariul său, da? Dacă și el și banca sunt de acord, statul îi dă 200 de euro peste 2 ani ca să-și restructureze, practic, mă rog, ca să-și refacă în prezent structura acestui credit și să-i rămână bani, să-i rămână bani în prezent, să-i cheltuiască, să-i pună în economie. Lei. Deci, ce îi se reduce, de fapt, după aia? Principalul sau dobânda? E, a fost întrebat exact așa ministrul Liviu Voinea. Haideți să vedeți ce a răspuns. Din rata lunară care se înjumătățește, se înjumătățește și dobânda lunară? Așa cum este acum proiectul de ordonanță, el va fi în continuare, să spun, îmbunătățit în perioada următoare, va intra în vigoare cu 1 aprilie. Așa cum este acum, ceea ce scade este la jumătate, ceea ce scade la jumătate, până la jumătate, este practic serviciul datoriei, incluzând principalul și rata. Noi favorizăm reducerea principalului în această perioadă, pentru că impozitul, de exemplu, impozitul pe profit, dobânda este sursa de profit a băncii, nu principalul. Ca urmare, reducerea dobânzii ar afecta încasările din impozitul pe profit. Deci se reduce cu precădere. Acum depinde de la credit la credit, pentru că cum este structurat, cum este eșalonat creditul între principal și dobândă. Dumneavoastră ați înțeles ceva din declarația asta? Deci ce se reduce până la urmă? Principalul, serviciul datoriei, adică cât te duci și pui din toată cărămida aia pe care o pui de bani la bancă în fiecare lună, sau dobânda se reduce? Vedeți că e un aspect foarte important. Dobânda, într-adevăr, reprezintă venitul băncii și zice ministrul Voinea și sursă pentru stat, că aia se impozitează, nu? Fiind venitul băncii, profitul ei acolo, da, se impozitează, așa e. Deci hai să-l mai ascultăm o dată. Principalul sau dobânda, domnul Voinea, se reduce la jumătate? Noi favorizăm reducerea principalului în această perioadă, pentru că impozitul, de exemplu, impozitul pe profit, dobânda este sursa de profit a băncii, nu principalul. Ca urmare, reducerea dobânzii ar afecta încasările din impozitul pe profit. Deci se reduce cu precădere. Acum depinde de la credit la credit, pentru că cum este structurat, cum este eșalonat creditul între principal și dobândă. Nu cred că ați înțeles. Nici eu n-am înțeles, așa că am început să fac simulări. Ce facem în astfel de situații? Pui mâna pe afurisitul ăla de desfășurător de rate și vezi ce ți se reduce și mai ales cu cât? Până la 500 de lei, zic guvernanții noștri. Foarte bine, nu vă speriați de cifrele astea multe, că nu sunt chiar atât de complicate. De fapt, oricine are un credit știe ce e aceea dobândă și ce e ăla principal. În momentul în care primești, nu, cadențarul ăla, pe mai multe pagini, banca este obligată de lege să-ți arate cât de puțin plătești tu, de fapt, la principal și cât plătești rate la credit. Hai să vedem exact cum ți se reduce și cu ce te ajută statul. Atenție, după cei 2 ani în care te-ai înțeles cu banca să nu mai plătești decât dobânda, dacă așa te-ai înțeles. Bun, noi am luat un credit din 2008, pentru că aici sunt principalele probleme și o să vedeți un credit ipotecar. La creditele de consum s-ar putea ca statul să fie mai de ajutor. Adică la românii care și-au cumpărat în rate fiare de călcat, televizoare și alte lucruri de felul acesta, deși dobânzile acolo sunt mai mari, s-ar putea ca sumele să fie ceva mai consistente. Ne-am luat un credit din 2008 de 30.000 de euro ca să picăm fix pe rata aia de aproximativ 800 de lei, care înseamnă în momentul de față 185 de euro. Deci o luăm invers. Ai 185 de euro la un credit, mare atenție, cu rate descrescătoare. Mulți dintre dumneavoastră nu aveți așa, dar imediat vă arăt și cum aveți dumneavoastră. Când te duci la bancă și zici vreau 30.000 de euro, banca te întreabă, de parcă ai ști, vrei cu rate egale sau cu rate descrescătoare? Păi cum ies mai bine, întrebi, nu? Și cetățeanul sau cetățeana de la bancă îți face repede un calcul și zice, păi uite, cu rate descrescătoare e mai mică rata și în felul ăsta te încadrezi pentru o sumă mai mare. Așa au făcut cei mai mulți dintre români și nu au luat cu rate descrescătoare. La rate descrescătoare, practic, plătești pe tot parcursul creditului același principal, dar dobânda la început e mai mare, după care scade. Deci,
dacă ai avut un credit de 30.000 de euro luat în 2008, ai achitat până acum 85 de euro pe lună, deci mai ai de achitat 24.000 de euro, că l-ai luat pe 30 de ani, iar vine statul acum și zice, domnule, îți plătim jumătate din principal după 2 ani printr-un credit fiscal, scăzându-ți această sumă, practic, din impozitele tale. Cât înseamnă jumătate din 85 de euro? Destul de puțin. 42,5 euro pe lună. Sigur, sunt 2 milioane și ceva, 200 de lei noi, nu? Da, te ajută, bineînțeles. Acum, dacă vă duceți la un credit cu mai multe zeci de mii de euro, o să observați că și principalul crește, dar și dobânda e mult mai mare, deci impactul este ceva mai mic. Nu vreau să critic această măsură neapărat. Vă arăt însă impactul, da? Care e? Bun, dacă te-ai dus la bancă și ai zis, doamne, vreau rate egale. E, dacă ai rate egale, chiar e urât. E urât și te enervezi de câte ori îți vine scadențarul ăla, că banca e obligată la fiecare modificare de dobândă să-ți mai trimită încă unul. Dacă ai rate egale, probabil știi că principalul tău e de doar 32 de euro pe lună, atât plătești, și că până acum banca ți-a luat o dobândă de 184 de euro, dar ești per total, ești pe o rată de 216 euro, care e egală. Adică de la începutul creditului și până în zilele noastre și până peste 30 de ani, tu îi plătești pe ăștia 216 euro. Știi o treabă, da? Da. Dar până acum, cetățene, ai plătit mai mult dobândă. Drept urmare, nu ți-a scăzut soldul decât cu 2000 de euro în 6 ani. Asta ai plătit. Și mulți dintre români cunosc această realitate, de aia se și duc de ei să-și rescadențeze creditele sau să le rostogolească pe niște credite mai avantajoase. Problema cu principalul ăsta de 32 de lei e că statul te ajută cu 32 de euro e că statul te ajută cu 16 euro. Ceea ce e sigur înseamnă 50 de lei. Cum s-ar zice, sunt și aia niște bani acolo, însă impactul este mult mai mic. E, la genul acesta de credite, și acestea sunt cele mai multe și în euro, că nu întâmplător am luat în euro, voi ne-a vorbit în lei și e normal să vorbească în lei, sunt și credite în lei, dar mai puțin un sfert din creditele ipotecare care sunt cu probleme, o să vedeți imediat în România, mai puțin în sfert sunt în lei, cele mai multe sunt în euro și au probleme majore la plata ratelor. Acestea vor fi, de fapt, cele vizate de statul român. Dacă statul român încearcă acum să negocieze cu băncile, să nu mai plătească cetățenii jumătate din dobânda asta, este dezastru. Nu va fi nimeni de acord cu asta, nici măcar Banca Națională. Din câte am reușit eu să aflu până în momentul de față, nu există un proiect foarte concret de ordonanță. Adică domnul Voinea ne-a explicat ce și cum, l-am și invitat să vină joi la ora de business și a acceptat, sper să ne lămurim mai mult atunci. În momentul de față, deși prezentat de domnul Victor Ponta și de ministrul său al bugetului ca fiind o mare realizare negociată cu femei, vă spun că nu se știe foarte concret nici care va fi impactul acestor măsuri. Economic vorbesc, că din punct de vedere politic e foarte clar. Impactul va fi unul electoral puternic. Deci când vine domnul Ponta și îți plătește jumătate din rată, gata, e perfect. Deci s-a terminat, nici nu mai contează altceva la alegeri. Nu intru în genul acesta de aspecte. Mă enervează faptul că nu vă vorbesc în seara asta despre codul penal, care are un impact social foarte mare, dar a venit cu chestia asta și mi-a luat fața. Eu, având o emisiune economică, despre asta vă vorbesc. Vă vorbesc mâine despre codul penal, nu-i problemă. Problema este că acest impact trebuie calculat cu mare grijă, astfel încât ideea aia bună de care v-am spus, briliantă la început, asta cu aducerea banilor din credite restante în consum, să și funcționeze. Pentru că dacă nu funcționează, degeaba a calculat domnul Voinea un impact de 900 de milioane în consum în fiecare an, 4 miliarde de lei, 900 de milioane de euro în fiecare an, pentru că acest lucru nu se va întâmpla. Pe de altă parte, dacă te uiți la cât ar trebui să renunțe băncile, nici nu cred că se poate pune problema. Deci ei vor trebui să formuleze cu cap toate aceste lucruri ca să fructifice o idee bună, altfel cred eu.